În alți ani, pe vremea asta, canalul plantelor era plin de pescari, semn că era și pește. Acum, de când cu seceta, abia poți zări pe mal câte un împătimit al pescuitului, răbdător și mereu cu ochii pe plută, în speranța că va avea ceva în juvelnic. Seceta a făcut ca apa de pe canalul plantelor să scadă atât de mult încât să semene mai degrabă cu un pârâu. De altfel, chiar aici, în dreptul podului, canalul poate fi trecut cu ușurință în picioare. Fiindcă apa din canal este prea scăzută, nici peștii nu mai vin. Chiar dacă unii pescari au apelat la scule de pescuit rudimentare pe care le folosesc de la înălțimea podului Bizeț. Are balta pește? N-are. N-are? N-are. E prea scăzută? Ce sunt? Scade apa, acum de zi două de când a început să vie puțină. E sărac. A mai fost așa în vreun an? Scăzut așa? A mai fost. Dacă anul ăsta nu. Ce se prinde, dacă ați reușit să prindeți ceva? Și uite, ce băbuie ce. Obleți! Din păcate, pescarii de pe canal trebuie să se resemneze într-un final. Nu e niciun semn că apa canalului va crește în perioada următoare, deci nu va fi nici pește. Sau cine știe, pescuitul ține și de știință, dar și de noroc, așa că nu ar trebui să ne mire dacă auzim că un pescar a dat lovitura, adică a prins ceva mai mare decât obletele și soreții.